Elevii de liceu cu o situație financiară modestă primesc și anul acesta ajutoare materiale prin intermediul programului guvernamental Bani de Liceu. Conform legii, sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului Național de Protecție Socială se acordă lunar pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe durata pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție. Beneficiarii acestui program sunt deja cunoscuți pentru că toate cele 2600, aproape 2700 de aplicații au fost aprobate, deci nu a fost respins niciun dosar. Prin urmare, toți solicitanții, elevi de liceu, vor primi bursa de 180 de lei pe lună de acum încolo. Atenție însă, ajutorul financiar poate fi pierdut dacă beneficiarul absentează nejustificat 20 de ore, dacă este eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 până la 5 zile sau dacă obține o notă mai mică de 7 la purtare. De asemenea, nu vor mai beneficia de program nici cei care sunt exmatriculați.